Nu e ușor să fii părinte. Însă când îți iese copilul pe ușă, trebuie să știe ce l-așteaptă dincolo de ea. E o lume pentru care nu e pregătit dacă nu este înarmat cu informații. Nu vă lăsați copiii crescuți de internet, pentru că... Până ne vedem. Chiar nu știu ce să-mi iau. Cred că eu știu. Cred că mi-aș lua tot meniu acasă. Băi, ce dor mi-a fost de tine, ce mă bucur că te văd, că te văd fața asta. Da. Erai atâta, deci atât erai când ne-a cunoscut, atât. Mamă, eram destul de mare. Erai mare atât. Da, atât, așa, cât o unghie, cât o... Cât ai părul, atât erai, cât ai părul. Și cum, uite cât ești, că părul ți-e atât. Da. Nu, stai că-mi scrie cineva. Mama, ai iPhone 11? Doamne, te urăsc, efectiv! Am iPhone 11 pentru că sunt o mare și muncesc? Adică, și fac bani? Păi, mă apuc și eu să muncesc, mă fac mecanic. Bun, hai, ce mâncăm? Vreau tot, meniu, burger, desert, cartofi, de toate. Wow, dar ți-e foame rău, ha? Bine, hai, nu contează, bine, hai, îmi iau și eu. Bă, azi facem aroganțe, azi nu se depune nimic, azi băgăm, hai să vedem ce luăm. Ce? Eu vreau să se depună, că vreau să fiu tic. Vrei să fii tic? Tic? Ne-ai auzit de așa ceva? Ce înseamnă să fii tic? Păi, să am tuțe, cur de la ca lui Kim K, să fiu frumoasă, ideală. Fund mare? Da. La ce trebuie fund mare? Adică, mai 14 ani, ce faci cu fundul mare? Mai multe pentru mine, pentru bărbați, mai mult pentru băieți, așa, să-mi trag un iubit. La creier nu vrei? Adică nu vreți pe lângă țâțe și fund și creier? Păi, există creierul. Deci vrei să fii tic și fără creier, adică proastă. Vrei să fii proastă? Poate că da. Și se uită, mă, la tine. Ce vede el așa de frumos la tine și nu vede la mine? E un bărbat și o femeie, adică suntem oameni mari. Cum să te oftici că se uită un bărbat la o femeie? Da, mă rog, mă duc până la baie. Dacă vine Kendru, comandă și mie ce dai tu burger și de-astea și... Mi-ar fi plăcut și mie să am tredor la 14 ani. Da, ce să zic, să mă dau și o mare, hai. Mă zici, mă, nu mai pot. Ce cauți aici? Ce să caut aici? Că am venit și eu, că am chef. Ce faci? Ce cauți? Maș, frate, du-te la baie, pleacă. Uite, ridic. Mai... Nu. Ridică-te și du-te la masă. N-am chef. Ridică-te și du-te la masă. Nu, îmi place să stau aici, uite, stau. Ridică-te și du-te la masă. E, cine ești tu, mă, să vorbești așa cu mine? În clipa asta, vreau să-ți ridici fundul ăla de minor și să te duci la masă. Aolo, zici că faci reclamă la necaz. La de-a Domnul și Sfântul, că nu mai ești cu tine. Viața mea, nu știu. Lasă-mă. Mm-hmm. Tu știi că fata aia are 14 ani? Are 14 ani, dar și-o cam caută. Da, și-o caută. Scuza clasică a unei societăți care acuză femeia pentru tupeul bărbaților. Ele sunt copii, nu știu mai bine, dar bărbații, oameni maturi, ar trebui să știe. Ce și-o caută? Ce-și caută la 14 ani? Ce poate să caute? Tu ai văzut-o? Dar ce crezi că a venit să îi spun povești de a dormi, nu? Și-o caută. N-am făcut asta pe bune. Doar mi-am imaginat cum ar fi să o fac. Nici asta n-am făcut-o pe bune. Mi-am imaginat cum ar fi fost să o fac. Ar fi fost mișto. Mersi că m-ai făcut de râs. Cu ce te-am făcut de râs? Ce? În față la penis expirat ăla? Ce zici? Vezi, nici măcar nu înțelegi cuvintele. Și tu vrei acte, vrei să te bagi. Lasă-mă că ești o babă expirată, lasă-mă. Ce șor cu ăsta nebun, că ai vrea să arăți la 14 ani cum arăt de la 30, înțelegi? Uite trupul ăsta, nu. Fac flotări aici cu tine pe jos, pe tot vă tărăsc. Ușor cu vârsta nebună, că nu. Te duci, te spargi în figur pe jos, ce să zic. Ușor nebună cu babele și astea, că nu e chiar așa.
Ai, stai cu minte, nebună, că nu, să stau cu minte. Faza e că trebuie să înțelegi că fizic ești pregătită, e normal, uite, ești dezvoltată, că na, așa vrea natura. Dar psihic nu ești încă pentru actul ăsta, ai nevoie să mai înțelegi anumite lucruri. Eu asta încerc să vă explic. Și e nevoie să știi... Mă auzi? Mă, cu cine vorbești? Alo? Hei! Hei! Tu vorbești cu... cu puță bleagă! Nu, și asta mi-a imaginat că o fac. Oricât ne-am enerva, noi trebuie să conștientizăm că până la urmă suntem femei. Nu avem forță fizică să ne luptăm cu ei. Putem să ne luptăm, însă nu fizic, ci educând fetele. Informația este cea mai puternică armă și o țară cu femei educate transformă societatea.